Noa și Culiță Sterp au decis să își asume relația, după ce s-au împăcat de curând, chiar dacă, în timpul divorțului dintre ei, scandaluri s-au ținut lanț. Relația dintre Carmen de la Sălcioa și Culiță Sterp a devenit o certitudine după ce cei doi și-au asumat-o, la câteva săptămâni de la împăcare, chiar dacă, în ultimul an și-au trimis săgeți care mai de care mai otrăvite, virgulă, foștii soți spărând că se urăsc. De altfel, în timpul divorțului dintre Culiță Sterp și Carmen de la Sălcioa au fost câteva episoade cât se poate de urâte. Startul a fost dat de fostele cumnate ale lui Carmen de la Sălcioa și de rudele lui Culiță Sterp, cu toții susțin încă cea mai sexy cântăreață de muzică de petrecere nu i-ar fi fost fidelă artistului. Punct mai exact, susțineau cu toții că, de fapt, ea ar fi greșit în fața lui Culiță Sterp după ce s-a cuplat cu Cosmin Isăilăt, cel mai bun amic al acestuia. Doar că, la acea vreme, Carmen de la Sălcioa se apăra susținând că marele cuceritor Culiță Sterp ar fi călcat deja stârmb, aducând în discuție un moment în care acesta ar fi fost prins în compania unei domnișoare apetisante, din zona Banatului, cu care s-ar fi iubit nu una sau două nopți, ci mult mai multe. Punct mai mult decât atât, artista a explicat și cum s-a ajuns în această situație. Să nu uităm, eu aflasem că el m-a înșelat la o lună de la nuntă. Am zis să trec peste ce s-a întâmplat, dar, cu timpul, s-au tot adunat. De pildă, eu cântam într-un restaurant, iar el era cu altă femeie. În fața restaurantului, în mașina mea, am și vorbit cu fata care și-a asumat rolul de amantă. Ce era să fac? Să divorțez? Aveam o lună de la nuntă, recunosc că mi-a fost rușine de gura lumii, mi-era că mă fac de râs. Dar, până la urmă, tot la divorț am ajuns. Și nu, eu nu l-am înșelat niciodată. Cât am fost cu el, până când am decis să ne despărțim definitiv, nu am fost cu alt bărbat, virgulă, ne-a mai spus, aproape plângând din cauza rușinii și a suferinței, Carmen de la Sălcioa. Normal, în discuțiile cu privire la care ar fi fost mai fidel, care ar fi greșit primul, au apărut și dovezi care mai de care mai. Pierre Binz. Astfel, dacă Carmen de la Sălcioa s-a abținut să aducă dovezi împotriva lui Culiță Sterp, preferând să îl facă praf doar în discuții, în presă, cu ceva timp în urmă au apărut chiar și amgin cu frumoasa artistă goală. Ba chiar, susținea unii la acea vreme că imaginile cu pricina ar fi fost recente și, mai mult decât atât, ar fi avut destinatari alți bărbați în afara lui Culiță Sterp. Mai exact, după ce Culiță Sterp a recunoscut că i-a spart conturile de socializare și că i-a văzut toate conversațiile pe care le-ar fi avut de-a lungul timpului, Carmen de la Sălcioa a avut o presimțire cât se poate de serioasă. Mai exact, pe atunci, ea ne-a declarat că se teme că vor apărea imagini cu ea în momente intime. Acum, văd eu, el încearcă să mă facă în toate felurile. Scoate mesaje pe care le-am dat cu alt bărbat, după ce nu am mai fost împreună cu el, doar din răzbunare. Bine că nu pune și poze cu mine din momente intime, că, cine știe, poate are și din alea. Spunea Carmen de la Sălcioa, în exclusivitate pentru Vox.ro. Nu a trecut mult timp și imaginile cu Carmen de la Sălcioa goală au început să circule. Asta e o poză de câțiva ani. Îmi făcusem o poză în oglindă cum cred că își face fiecare femeie. Se observa un corset. Tocmai îmi cumpărasem un corset de remodelare al taliei și îmi făcusem poza în oglindă.
cum fostul soț mi-a spart parola de la telefon, a luat poza din galeria foto împreună cu fosta mea cumnată și au distribuit-o pe toate grupurile. Probabil e un deliciu pentru ei să-mi facă rău. Am purtat o discuție cu părinții mei. Mama suferă foarte mult, dar i-am explicat că trebuie să fie tare. Mama e o femeie credincioasă. Noi suntem oameni cărora nu le place să intre în scandaluri. Probabil ați văzut că nimeni din familia mea nu a scos un cuvânt. Judecați voi când doriți. Am fost învățată să întorc și celălalt obraz, nu să mă răzbun. Dumnezeu ne judecă pe toți. Virgula n-a spus, în exclusivitate, Carmen de la Sălciua. Evident, fiecare mișcare a lui Culiță Sterp a fost bine monitorizată de Carmen de la Sălciua, iar în momentul în care acesta s-a dus în show-ul Puterea Dragostei, virgulă ca invitat, Carmen de la Sălciua l-a făcut praf. Mai exact, într-una dintre discuțiile cu amicele sale, Carmen de la Sălciua le-a explicat acestora care este adevăratul motiv pentru care Culiță Sterp a ajuns la Puterea Dragostei. Sigur vrea publicitate, asta este scopul pentru care a intrat în show. Nu stă prea bine ca vizibilitate de când s-a despărțit de mine și a găsit soluția să redevină celebru, s-a dus la cel mai popular show TV de la noi, sperând că va da lovitura, virgulă ar fi spus Carmen de la Sălciua amicelor ei. Culiță Sterp a recunoscut că a văzut mesajele lui Carmen de la Sălciua. Aveam acces la discuțiile dintre ei. Eram prieteni, am zis că nu bag în seama conversațiile lor. O dădea în altele. Nu mai era pe consolare. Inimioare, pupici. E clar. Nu i-am zis nimic ei. L-am sunat pe el. Mă gândeam că poate să opresc la un moment dat. Eu am dovezi pentru tot ce spun. El zicea că e fratele meu, că mă iubește, mă respectă. I-am trimis mesajele, s-a tăiat tot. A zis că din vina ei, că se tot plângea că noi ne certam. Ne-a terminat. L-am rugat să nu îi zică, dar i-a spus. I-a schimbat parolele, eu le-am aflat iar. El a făcut un pic pasul înapoi. L-am apreciat că a dat de înțeles că vrea să termine. Am și mesajele pe care și le dădeau după noaptea petrecută împreună, virgulă a declarat Culiță Sterp despre presupusa infidelitate a lui Carmen de la Sălciua cu Cosmin Isăilă, cel mai bun amic de al său. Culiță Sterp risca pușcăria. Conform codului penal, violarea corespondenței este o infracțiune pedepsită cu închisoare. Astfel, conform articolului 302 din codul penal, deschiderea, sustragerea, distrugerea sau reținerea, fără drept, a unei corespondențe adresate altuia, precum și divulgarea fără drept a conținutului unei asemenea corespondențe, chiar atunci când aceasta a fost trimisă deschisă ori a fost deschisă din greșeală, se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. Punct. Interceptarea, fără drept, a unei convorbiri sau a unei comunicări efectuate prin telefon sau prin orice mijloc electronic de comunicații se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. De altfel, la acea vreme, Carmen de la Sălciua îl voia la pușcărie pe Culiță Sterp. M-am săturat să tot vorbească de mesajele pe care le-am schimbat cu altcineva. În primul rând, noi, pe atunci, eram deja despărțiți. În al doilea rând, dacă la început am spus că o face din gelozie, deși nu înțeleg de ce ar fi fost gelos, din moment ce noi pusesem deja punct relației dintre noi, acum mi-am dat seama că o face ca să-mi strice mie imaginea. Vrea să profite de numele meu și o face foarte urât.
Adică, dacă la început nu voiam să-l dau în judecată, acum vreau să-l turăsc pe la poliție și prin tribunale, virgulă, ne-a spus, în exclusivitate, Carmen de la Sălciu în timpul scandalului cu Culiță Sterp.